Salut, prieten, așa cum v-am promis, astăzi să facem un test mic, nu cu aceste boxe, vreau doar să vi le arăt. Ele sunt o pereche de boxe care provin de la niște combine foarte, foarte apreciate de-a lungul timpului. Este vorba despre Sony NX1, da? După cum vedeți, sunt impecabile, arată impecabil. Membrana este impecabilă și se aud într-un mare fel. Și cele provenite de la W550, care nu mai au niciun fel de prezentare, W550 fiind un etalon al combinelor. Cine cunoaște despre combina aceasta știe că avea un sunet cristalin și un bas foarte, foarte pronunțat în comparație cu mărimea acestor boxe. Bun, astăzi vreau să vă arăt niște jucării noi pe care eu le-am luat. Este vorba despre Jamo, da? Este vorba despre niște boxe coloană, da? Boxe de podea. Foarte, foarte aspectoase, cu un finisaj lucios, care este puțin zgâriat, nu știu dacă se observă în filmare. Puțin zgâriat la mine, lucios atât aici, cât și pe partea din față a boxei, da? Pe lateral, având lemn, după cum se vede. El arată foarte, foarte ok în realitate. Nu știu dacă pe filmare chiar se observă chestia asta. Haideți să văd și spatele lor. Arată cam așa. Plus filele. Niște boxe foarte, foarte elegante. O prezență spectaculoasă. Încă una mai am în partea asta, aici. Tot geamul. Și ceea ce este cel mai spectaculos de ele și le face să audă într-un mod unic este faptul că au, da, bas pe fiecare boxă, care eu zic că face toată diferența. În afară de aceste boxe, bineînțeles, LX9, care l-ați mai ascultat până acum, un super, super sistem, vintage de la Sony, pot spune vintage pentru că nu se mai fabrica așa ceva, calitatea aceasta care cu care nu eram obișnuiți, nu mai există. Chiar dacă promovăm fel și fel de sisteme, cu bas pronunțat, cu putere un pic deformată pe cutiile produselor, aceea fiind watts PMPO, nu RMS, nu puterea reală, la așa ceva nu se va ajunge niciodată. Dacă vreți o calitate superioară a unui sistem să vă cumpărați sau să aveți în casă, vă sfătuiesc ori să cumpărați un sistem vintage, Sony, Panasonic, nu știu, Pioneer, sau pot să vă mai dau încă 5-6 denumiri de firme care produceau, într-adevăr, Onkyo, într-adevăr, da, produceau sisteme foarte, foarte ok la vremea lor. Ori, dacă nu, vă recomand un amplificator, și aici este puțin de discutat, pentru că nu orice amplificator. Eu am, de exemplu, conectat la, de fapt, boxele Jamo, sunt conectate la acest amplificator de sus, care este un Onkyo A8015. Este tăticul lor, practic. Întrebați pe oricine doriți dumneavoastră, ăsta este tatăl lor. Mai calitativ și mai cristalin sunet produs, n-are cum să fie decât provenit din acest amplificator. O să vă arăt mai încolo ce înseamnă chestia asta. Mai jos avem un Denon, un amplituner. Foarte, foarte mare calitate. Să văd finisajele de metal. Totul este de metal. Nu există plastic, nu există rabat de la calitate. Practic, nu avem ce să spunem despre produsele acestea. Bun, asta fiind spuse, haideți să montăm un trepiedul și să auzim cam cum sună aceste geamă și să le facem, bineînțeles, o comparație între aceste geamă, între LX9, cât și între Gibile Party Box 310. Vreau să compar boxele acestea și cu Party Box 310, pentru că aș vrea să compar practic vintage-ul cu modernul. Vom face un test și cu 310 contra LX9 acum pe loc, nu acum gen în alt videoclip, pentru că la fel vreau să aud aceleași boxe în același, cum să spun, în același loc. Să nu testez una în altă cameră și alta în altă cameră. Vreau să vedem un test comparativ curat. Bun, bineînțeles că vorbă multă să rece omului. Haideți să-i dăm drumul să vedem cum se aud aceste geamul S606. Dăm drumul la amplificator. S-a aprins acest LED.
da? Care ne spune că e pe auxiliarii. Sunt setate boxele A plus B, da, să cânte amândouă. Volumul, basul este dat la 2, treble-ul este dat la jumate, adică la jumate, la varianta simplă. Balansul este egal, bine, celelalte chestii nu prea ne interesează. Volumul, bineînțeles, este la minim. Da? O să vedem cam cât de tare putem să ascultăm la aceste boxe pe acest amplificator, care vă spun este bestial și merită cumpărat. El se găsește undeva la una, a doua, la undeva la prețul de, nu știu, 500-600 lei. Nu știu dacă acele amplificatoare care se găsesc la 600 lei au această stare, pentru că practic acesta este nou-nouț. Nu știu cum a fost ținut. El este luat din Danemarca. Nu știu cum a fost menținut în halul acesta. Deci este practic scos din cutie. N-are pic de zgârietură sau orice altceva. Tot e funcțional pe el. Bun. Hai să punem niște muzică pe el și vedem cum se aude. Haideți înainte să începem testul respectiv să demontăm puțin fațadele acestea, să fie boxa puțin mai spectaculoasă, practic să vedeți cam cum arată și membrana ei. E vorba de așa ceva. Mă scuzați, să vedem dacă merge așa. Da, haideți că merge, cât de cât se vede. Da? Astea sunt membranele boxei. Demontăm și cealaltă boxă. Arată cam așa. Sunt niște boxe foarte spectaculoase și sper să vă placă cum se aud. Lăsăm asta aici. Haideți să-i dăm drumul la test. Bun, foarte bun. Înainte să dăm drumul, bineînțeles, nu puteam să dau drumul fără să vă prezint și vouă această lampă pe care am primit-o. Este o lampă foarte, foarte specială pentru mine. Este din Maroc, da? Colorit foarte frumos, absolut superb. Vreau să o pun exact lângă boxe acolo să lumineze, să văd cam ce atmosferă vom produce noi exact acum, când vom testa cele două boxe de la Jamo S606. Și cu asta fiind spuse, voi instala asta, îi voi da drumul și vom asculta cum se aud aceste boxe minunate. Fiți pe fază și nu uitați! Înainte să dăm drumul, abonați-vă, dați like, dați un share dacă vă plac ce respectiv videoclip și stați safe! Frumoasă, nu? Tare! Hai să vedem cum se lumina ca să creeze o atmosferă așa mult mai ok. Băgăm melodia, îi dăm la un volum cât mai apreciat să nu cumva să deranjăm pe oricine, pentru că boxele se audă, dar eu le-am scoat, dar se aud foarte, foarte ok. Hai să vedem cam cum stă treaba. Dăm la... Deci doar la 2. Aici este volumul, da? Doar la 2. Thank you.
ok, bun. Nu știu dacă v-a plăcut vouă, pe mine m-a impresionat foarte, foarte mult. Boxele astea s-au într-un mare fel. Dăm un, o pauză la, la muzică. Deci pe melodia asta sună extraordinar de bine. Hai să vedem pe o melodie care eu o tot încerc pe diverse sisteme, pe diverse boxe portabile, pe diverse sisteme stereo, 2.1, 5.1, 7.1, pe soundbar, o încerc pe peste tot, pentru că eu cred că melodia are și bas, are și claritate, adică testează boxa la maxim. Bineînțeles, și nu am copiat exam, că nu putem altfel. Hai să vedem cum se aude pe melodia asta și revenim cu o părere. Bineînțeles, aștept în partea voastră, vă spun încă o dată, aștept în partea voastră cele mai multe comentarii, vreau să îmi spuneți cum vi se par boxele astea, dacă vi se par mai ok decât un sistem modern care se găsește în ziua de azi, sau decât o boxă portabilă, oricum le vom compara cu multe sisteme portabile sau cu multe sisteme stereo și încercăm să vedem dacă vintage-ul este mai tare decât modernul. Hai să ne cum să avem melodia asta de la, nu știu acum, în fine, stați puțin să pun melodia și, și vom vedea acum. Bineînțeles, același volum, bineînțeles, vom vedea cum se aude. Bineînțeles, tipă de la Standfloor. Ne-am să vedem. We'll be right back.
Bun. Văzând toate chestiile astea, spuneți-mi ce părere aveți voi despre sistemul ăsta 2.1, despre Jamo S606, da? Și aștept toate comentariile voastre pe, bineînțeles, pe canalul meu, Stereospex. Și spuneți-mi puțin așa despre adevărul care se ascunde sub boxele astea. Este, într-adevăr, oportunitatea să cumpărați un sistem vintage sau oportunitatea să cumpărați un sistem modern? Aștept părerile voastre, dați un like, un share și subscribe canalului și vă aștept data viitoare. Salut!